Băieți și fete, bine ați venit la Minecraft Familia Iancu! Băieți și fete, înainte să mergem mai departe, aș vrea să zic un cuvânt despre site-ul Eneba.com. Bănesc că toată lumea care se uită la gaming pe YouTube-ul românesc a auzit măcar o dată de site-ul ăsta și vreau să vă zic că, băi, merită să vă cumpărați jocurile doar de aici. Orice joc, inclusiv FIFA 23, după cum puteți vedea aici, este mai ieftin decât la site-ul lor principal, știi ce zic? Și puteți să cumpărați absolut orice jocuri de pe Steam, de pe Xbox, de pe Nintendo Switch, Origin, Epic Games, absolut orice, la un preț mult mai mic. Băieți și fete, să nu scoateți niciun sunet, vă rog să nu spuneți absolut nimica, pentru că trebuie să rămânem în liniște maximă. În cazul în care nu vă dați seama ce fac, fraților, este puțin trecut de miezul nopții și mă joc pe calculator. Acum câteva ore am avut o ceartă cu mama despre faptul că mă joc prea mult pe calculator și mi-a zis să-l închid și să mă pun la somn. Băi, vă zic sincer, eu fără câteva ore de calculator înainte să mă culc, parcă nu pot să adorm, așa că m-am băgat aici la pici, acum se aprinde calculatorul și urmează să ne jucăm ceva foarte, foarte mișto. Băi, sunt chiar foarte, foarte entuziasmat și gen, o să încerc să vorbesc așa puțin încet, că mie, că dacă mă prinde după, Doamne ferește, ce se întâmplă, știți ce zic? Băi, fraților, ăsta-s puțin. De ce e numai tata în cameră? Gen, aia din spate e camera părinților mei. Dar unde-i mama, brr? Oh, oh my god. Oh, oh, oh my god. Mama, nu e ceea ce pare. Ce face aici, mama? M-a prins, fraților, efectiv în fapt. M-a prins în fapt. Marius a încurcat-o cu mine. Ți-am spus acum câteva ore să lași calculatorul și tu ce faci? Te joci pe la spatele meu? Nici măcar nu m-am jucat, bro! Acum se va pri... Ok, da, același lucru. Cumva, dar ai început să iei note mici la școală, că stai noaptea pe calculator? Nu, mama, ți-a mai zis, materia acum e mai grea. Eu n-aveam de unde să știu că materia e mai grea. Da, am început să iau note mici. Nu că stau pe calculator, te rog, nu la calculatorul. Te rog, nu la calculatorul. Până aici a fost, îți confii calculatorul până te înveți minte. Pa, mă, fraților. Băi, și credeam și eu că, Doamne, băi, mai bine stăteam și mă culcam. Bine, băi, hai că acum chiar mă pun să mă culc, că nu mai am niciun chef, pe bune. Bună dimineața, fraților. Astăzi este o nouă zi de weekend, însă vă zic sincer că nu sunt entuziasmat absolut deloc. După cum puteți vedea, m-am trezit și uitați ce văd în fața mea. Efectiv, este un birou normal cu o lampă. Bro, aici trebuia să fie calculatorul, man. Unde mi este calculatorul? Mi l-a confiscat mama aseară. Uitați-vă ce fac eu aici, fraților. Ce fac? Stau și mă joc cu lampa? Mă, frate, e și weekend pe lângă chestia asta. Băi, înțelegeam dacă era în timpul școlii, dar e și weekend, man, pe bune. Doamne, uite, părinții mei sunt jos. Mă, frate, ia să-i zic la mama. Băi, mama, băi, bună dimineața, pe bune. Mi-ai luat calculatorul, hai te rog de mine înapoi, că e weekend până la urmă. Nu-i timpul săptămânii, dacă era timpul săptămânii, înțelegeam, dar acum e weekend. Marius, bună dimineața și te rog să încetezi. Ți-am zis de 100 de ori să nu te mai joci noaptea pe calculator, dar nici nu m-am jucat, doar l-am aprins așa puțin. Nu ai ascultat, înseamnă că asta e meritat. Eu acum o să merg la muncă, până vin eu, tu cu tata să spălați vasele și să-ți faceți de mâncare, dacă toți stați acasă și nu faceți nimic. Aha, mă, frate, mai spăl și vasele. Băi, ce mai nașpa weekend din viața mea, pe bune. Tata, eu astăzi sunt liber, da, ești liber de la muncă, da, uite că tot munci și acasă. Mă uit puțin la televizor și după mă apuc de treabă, eu mă duc în cameră, pe bune, să stau să mă uit pe TikTok, hamă, lăsați-mă în pace, mamă, fraților, efectiv, mi-a luat calculatorul un weekend, băi, în weekend, pe bune! Da, stau un pas și mă uit pe TikTok, că n-am ce să fac mai bun. Băi, fraților, stau deja de câteva ore în pas și mă uit pe TikTok și vreau să vă zic că sunt foarte, foarte plictisit. Băi, de nu știu ce e așa mare plictiseală, așa n-aș pe viața fără calculator, abia aștept să-l primesc înapoi. Însă, uite, tata e jos cu Azorel, dar ce face, bro? Ia stă-ți două secunde. Tata, ce faci cu Azorel? Auzi, nu facem și noi ceva, orice, că gen pe bune, mi-e așa, sunt plictisit rău de tot. Marius, eu am spălat vasele și acum voi merge puțin cu Azorel pe afară. Tu, dacă vrei, apucă-te de gătit. Vom face burger, ai rețeta acolo, să ai grijă să nu faci vreo prostie. Hopa! Facem burgeri? Și gen, eu îi gătesc, avem rețetă? Ok!
Asta sună interesant, bro. Asta sună chiar foarte interesant, mă, n-am să vă mint. Măi, deci pe bune sună foarte interesant. Ok, tata, păi ia stai două secunde să văd care-i treaba, man. Dar unde văd rețeta? E în chestul ăsta, dar probabil aici. Oh my god! Am și ingrediente, fraților! Mamă, ce mișto, băi! Hai să gătim, man! Rețeta burger, hai să vedem. Rețeta burger, pasul 1, pui carnea pe foc, 2 minute pe o parte, 2 minute pe cealaltă parte. Pasul 2, după ce ai luat carnea de pe foc, prăjești puțin și pâinea, maxim un minute. Pasul 3, iei pâinea, iei carnea, iei legumele și în ultimul rând iei sosurile și asamblezi burgerul în felul tău preferat. Băi, mie îmi sună ușor, fraților. Adică chiar îmi sună super, super easy. Deci tot ce trebuie să fac este să prăjesc carnea și pâinea. Nu, pentru că restul am aici. Ce am aici? Am... Ok, asta cred că e pâinea. Pâinea de sus și pâinea de jos. Avem aici roșii, ceapă, carne și varză. Ok, deci hai să prăjim carnea, fraților. Fiți atenți. Deci noi suntem 3. Hai să zicem că mâncăm toți câte 2 burgeri, că am văzut că n-avem cartofi sau ceva de genul, deci să mâncăm doar burgeri. Deci trebuie să pun 6, să pornesc asta. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamă, fraților, stați, înainte să fac asta, trebuie să mă duc până la baie, pe bune, deci nu știu, deci m-a luat așa acum, să mă duc până la baie, tata, stai 2 secunde când mă duc la baie. Mă duc la baie, fraților, și după continuăm rețeta. Mamă, deci îmi place maxim să gătesc, pe bune. Ups, fraților, cred că am stat puțin mai mult la baie, nu știu, deci chiar m-a durut burta încă de azi dimineață, dar parcă eram așa între, să mă duc la baie, să nu mă duc. Fraților! Mamă, băi, am uitat de burgeri. Băi, am uitat de burgeri, mamă, sper că nu s-au ars sau ceva de genul, mamă. Oh my god! Bro, nu, man, nu, stop, bă! Tata, ce s-a întâmplat aici? Mamă, fraților! Băi, am dat foc la casă, era să ia foc toată casa, Doamne ferește, man! Tata, ce s-a întâmplat? Marius, ne-a făcut casa! Ce, Doamne ferește, ai făcut aici? Înainte să gătești, ai verificat temperatura. Era setat la cea mai mare temperatură. Dacă nu mă întorceam acasă, lua foc toată casa. Era setat la cea mai mare temperatură. Bro, de unde să știu chestia asta? În instrucțiuni nu zicea că trebuie să verifici. Mamă, fraților, băi! Era setat la cea mai mare temperatură. Băi, eu de unde să știu asta? Nici nu știa asta. Mamă, băi, tata, dacă vine mama acasă și vede chestia asta, mamă, deci ne-am dus toți. Vai, trebuie, deci nu, trebuie neapărat să scăpăm cumva, deci trebuie să renovăm pe aici, trebuie să scăpăm de chestia asta ca să nu-și dea mama seama. Hai la treabă rapid că nu știu cât timp mai avem. Bun, fraților, ce-i drept, ne-a luat câteva ore să terminăm aici, însă eu zic că dacă ne uităm... Băi, arată fix ca înainte. Aici gen mai era în cursia la Hunter de asta, însă nu am avut ce să punem și aia e. Însă sper să nu-și dea nimeni seama. Ok, bun, aici se vede că lipsește asta. Însă sperăm să nu-și dea mama seama. Adică eu zic că e destul de ok, fraților. După cum puteți vedea, am luat și alea, l-am aruncat la gunoi. Deci e destul de ok. Eu zic să nu mai îmbrăm aici. Da, tu ce zici? O să-și dea seama? Ok, cred că am reparat totul, sperăm ca mama ta să nu-și dea seama. Deci când vine ea de la muncă, o să comandăm de mâncare. Să nu cumva să-i spui ce tocmai s-a întâmplat, că iar o să pice vina pe mine, ai înțeles? Normal, deci tata, ăsta e secretul nostru până la urmă, să nu afle nimeni, pe bune. Deci dacă afla mama, fraților, mamă, nu mai primesc calculatorul niciodată în viața mea, dar niciodată. Efectiv, niciodată în viața mea. Tata, hai că eu mă duc sus și na, așteptăm să... Cum zice, tu comanzi de mâncare când zice mama că vine de la muncă să comanzi, ca să avem totul pregătit acolo. Să zice că noi am făcut burgeria, să creadă, știi ce zic. Bun, hai că mă duc sus. Și ghiți ce fac aici, fraților, mă uit pe TikTok, că tot n-am calculator. Băie și fete, tocmai ce asistați la un prânz în familie. Acum câteva minute a venit mama de la muncă și nu știe absolut deloc ce s-a întâmplat. Sperăm să n-afle niciodată, nu și-a dat seama, n-a bănuit nimica. Și totodată a zis că îi plac și foarte mult burgerii, boys. Adică ea crede că ne-a făcut burgerii, let's go! Hai să vedem care e treaba. Tata, zi tu de nu că ne-am chinuit o tonă la burgeri de ăștia. Deci pe bune, am vrut să iasă perfect, dar n-am avut altă variantă.
Da, doamne ce mult le-am chinuit cu burgerii ăștia. Am vrut să iasă perfect, sper că-ți plac. Pe bune, mama, deci eu zic să apreciezi aici gestul. Și poate îmi dai și calculatorul înapoi până la urmă. Că burgerii sunt buni rău de tot. Adică na, deci boys, e perfect că n-a aflat absolut nimic. Sunt chiar foarte buni, m-a surprins plăcut. Bate cineva la ușă, cine e? Cine să bat la ușă, băi, mama? Bate ceva în șofețe, cine e ăla? Pompier. Oh my god. Oh my god. Fraților, bună ziua, vă pot ajuta cu ceva, domnule pompier? Bună ziua, am fost apelați de către niște vecini că în urmă cu câteva ore aici s-a produs un mini incendiu. Voiam să mă asigur dacă toată lumea este în regulă și desigur să iau și o declarație. Mamă, fraților, o să afle mama, mamă, boys, nu-i bine absolut deloc, ok. Bun, mamă, ok, bun, ce facem? Deci pe ăsta nu pot să-l trimit? Trebuie să-i chem pe părinții mei să dea o declarație. Mama, tata, hai să dați o declarație. Fraților, tocmai ce a plecat domnul pompier, tata s-a dus sus în cameră, nici măcar n-a vrut să asiste la această discuție. Mama, care, adică, na, cât timp ai fost tu, nici măcar nu-mi găsesc cuvintele. Marius, ce tocmai ați făcut? Ați dat foc la casă cât timp eu eram plecată? Băi, nu, adică s-a fumat puțin bucătăria acolo pe spate, dar am reparat un doi, știi, zic, deci nicio problemă. Ok, nici măcar să nu te gândești că o să mai vezi calculatorul vreodată și de tactul nu mai zic, rezolv eu cu el, mamă, fraților, nu!